Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mor. Bună dimineața, bine v-am găsit într-o zi de joi, 25 ianuarie. Știți că în ianuarie, în perioada asta 20 și ceva, erau multe evenimente pe vremuri. Acum, na, la noi sunt evenimente de factură politică locală. Dar, dincolo de astea, a început ziua cu anunțul obișnuit. Este joi, a apărut numărul 610 din Mesagerul de Neamț și în platou este domnul primar Andrei Carabelea. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Să știți că și acum sunt destul de multe evenimente și tocmai venim după o zi foarte importantă care a arătat că Pietrenii rezonează foarte mult cu Ziua Principatelor Unite. Platoul Curții Domnești a fost arhiplin ieri. Da, dacă ați urmărit știrile date, buletinul de știri pe care l-am făcut ieri, am rămas plăcut impresionat, nu numai de ce a fost la Piatra Neamț. Niște oameni au gândit niște lucruri foarte faine. De exemplu, eu mi-am amintit ieri, cel care a avut ideea asta a fost Scott Pălăria, a fost o hora unirii făcută de elevii seminariști de la Veniamin Costachi în jurul Movilei Unirii. O movilă care este în curte, ca simbolistică și ca ideea foarte bună. Școala de la Grințieș, copiii școlii de la Grințieș au ieșit cu toți, acolo e un director foarte bun și foarte inimos și cu un grup de profesori la fel de inimoși, și au dansat Hora Unirii, recreând cumva, așa, poate involuntar, eu știu, nu cred, dar poate involuntar, harta României Mari. Un lucru frumos, adică au fost creativi și a fost foarte multă lume pe platou. Am mai remarcat ceva, multă lume de vârsta a treia și copii, partea de vârsta de mijloc mai puțini. Da, e bine că s-a întâmplat. Și mulți copii, chiar au fost mulți. Deci copii, vârsta a treia și copii, cum ar veni. Și copiii n-au venit neînsoțiți, au venit cu părinții lor. Cu vârsta a treia, da. E foarte frumos și să vină cu bunicii. Da, e ziua Unirii Principatelor. Din păcate, noi știm doar atât, Cuza, Unirea Principatelor, Moldova. Nu știm care a fost procesul, știm unii puțini, procesul care a reușit să ducă spre Unirea Principatelor și cum au reușit niște oameni să întoarcă zona internațională, a relațiilor internaționale în favoarea României. Și cu un pic de curaj, dar curajul ăla a fost dat de niște asigurări primite de la marile puteri ale vremii. Da, n-are rost să discutăm aici, că ne aducem aminte momentele frumoase și este foarte bine și e normal să se întâmple așa. La un asemenea eveniment nici nu poți să contabilizezi, să notezi, să evidențiezi în profunzime lucrurile cu adevărat importante și grele care au condus la ceea ce este astăzi România. Și Cuza a fost eroul Unirii, dar să ne aducem aminte că el a sfârșit în exil și da, a fost îndepărtat de o monstruoasă coaliție. Da, și dar care n-avea ce face. Asta a fost răsplata pe care a primit-o după reformele care au modernizat statul român. N-avea ce face dacă nu pleca Cuza și el și-a dat acordul să plece. Modul în care s-a făcut această mișcare a fost mai ciudat. Dacă nu pleca, Unirea era făcută nu între două state, era făcută între două țări prin persoana, în persoana lui Alexandru Ioan Cuza. Dacă el pățea ceva, se revenea înainte la cele două state despărțite. Exact. Atunci s-a ales fodalitatea asta. Dar deci, părerea mea este că este normal să reținem ceea ce este frumos și să ne conservăm aceste repere și să le folosim într-adevăr pentru a învăța ceva din ele. E bine să știm și detaliile, că tot ce este frumos are în spate și niște realități complicate și poate chiar dureroase.
Orice progres se face și cu puțină suferință și statele, principatele române chiar au trecut prin ani foarte complicați în momentul acelei reforme, pentru că este greu să aduci un stat de la instituții complet diferite, complet nearmonizate, cu proceduri și legi total diferite, cu obiceiuri diferite, cu monedă diferită și cu atâtea diferențe să creezi un singur stat. Greu. S-au făcut niște reforme extrem de complicate care au adus și foarte multă furie și supărare și indignare, dar eu zic că astăzi putem să vorbim despre frustrările și supărările de astăzi. Da. Până la urmă, tema și obiectivul este același, dacă este dezvoltarea. Să comparăm progresul și dezvoltarea. Da, eu trebuie să spun două lucruri despre numărul de astăzi al Mesagerului. Material de analiză, PSD strigă adunarea, PMP Pro-România răspund prompt prin reprezentanți, că nu vin ei cu tot partidul, dar au cam fost decapitați și unii și alții. Am ținut neapărat să prezentăm punctul de vedere al președintelui Academiei Române despre sărbătoarea care se ține de ziua lui Eminescu. M-aș fi bucurat să văd același gen de manifestări de la Ziua Unirii Principatelor și atunci când vorbim de Eminescu, pentru că nu vorbim de Eminescu doar, vorbim despre rolul culturii și al istoriei naționale în această țară care încet încet își pierde reperele prin statul român, care acceptă multe dintre tâmpeniile care spun că rolul națiunilor s-a încheiat. Și aici este de citit acest material, de aceea l-am și publicat. Și mai sunt foarte multe alte subiecte. Revin papagalii în ziar, de data asta nu cu o rubrică de câteva știri, ci cu o pagină întreagă. Așa că vă rugăm să vă distrați. Domnule primar, este perioada bugetului, ca să spunem așa. Eu m-aș fi bucurat ca perioada bugetului să fi fost, discuțiilor pe buget să fi fost în noiembrie-decembrie și să avem buget acum, dar la în noi... În noiembrie-decembrie am început să lucrăm nevoile și să lucrăm la... A, nu, nu-i vorba de dumneavoastră, că sunteți într-un calendar. Sunteți într-un calendar care nu permite să faceți așa bugetul e. Mai devreme. Dar asta nu înseamnă că e normal să facem bugetul în februarie și nu să... Nu e deloc normal, dar suntem condiționați da, de știu, adoptarea bugetului știu, național. Absolut. Și nu avem de unde să știm ce sume se vor aloca. Claritate da. Care ne sunt da, corect, sumele de la care putem porni. Și atunci ați început dezbateri. Ei, prima dezbatere, dacă nu mă înșel, a fost cu ONG-urile și cu prima dezbatere sportul. A fost luni la prânz cu asociațiile civice și cu organizațiile sportive. Noi am pregătit niște știri, una am publicat-o de acolo, mai avem două, apropo de asociațiile civice. Aș vrea să începem un pic cu sportul și în timp ce dumneavoastră o să vorbiți despre sport, eu o să fac ceea ce am uitat să fac, să pun la emisiunea și pe... să fac niște legături la emisiune. Da, eu vă las pe dumneavoastră să vă faceți datoria și activitățile de da. Rutină. Am avut o dezbatere foarte bună, o întâlnire foarte bună cu reprezentanții ONG-urilor și cluburilor sportive. A fost o întâlnire doar cu laude și cu felicitări, ci a fost o întâlnire care a pornit de la o situație cât se poate de reală, concretă și cu observații și propuneri, recomandări, chiar aș zice formularea unor contestații ușor acide, dar până la urmă pornite de la o percepție care are și un sâmbure de adevăr. Au fost prezenți reprezentanții ai mai multor asociații, o asociație cu caracter social care funcționează pe partea de asistență socială a venit cu o serie de formulări destul de dureroase, care pornesc de la o realitate, dar
având o tendință ușor exagerată de a învinovăți primarul, respectiv instituțiile locale, pentru ceva care nu merge. Și am stabilit să avem o întâlnire imediat după ședință, da, care nu s-a mai întâmplat. Nu știu, dacă venim în ședințe doar pentru a scoate în evidență o problemă și atunci când ni se oferă șansa de a o soluționa, plecăm de acolo, mi se pare o abordare ușor greșită. În ceea ce privește discuția pe partea de proiectele comunității, că cel mai de interes subiect pentru ONG-uri este programul de finanțare, concursul de proiecte pentru obținerea de finanțări nerambursabile pe legea 350. Vom menține bugetul de anul trecut, cel puțin bugetul de anul trecut pentru asemenea finanțări și vom căuta soluții, am căutat soluții pentru suplimentarea bugetului pentru sportul de performanță. Rămânem în aceiași parametri pentru tot ce înseamnă promovarea sportului de masă și promovarea unei acțiuni proactive, a unei democrații participative. Pe finanțări nerambursabile. Exact. Așa. Asta înseamnă 400... Rămânem la un 450.000, 500.000. Încercăm să găsim această flexibilitate, dar depinde și cum se conturează și cum reușim să definitivăm lista. E un procent din buget, pentru investiții. Da. Bun. Haideți un pic atunci să vorbim, că asta este o schimbare majoră de abordare, strategie. Da. În privința sportului. Probabil că așa trebuie făcut, pentru că este mult mai flexibil să mergi pe legea sportului, da? Nu numai pe finanțări nerambursabile, legea sportului, pe acolo unde vorbim cât de cât de performanță. Noi de anul trecut am încercat această strategie. Problema este că din partea cluburilor sportive nu am avut această atenție necesară până la urmă și această disciplină de a te organiza conform procedurilor, metodologiilor adoptate. Ce înseamnă asta? Este o metodologie foarte clară de a aplica și a obține finanțare pentru a obține finanțare pe legea sportului. Trebuie să vii cu un proiect, trebuie să vii cu un buget, trebuie să estimezi clar niște nevoi pe parcursul anului competițional sau al adică vorbim aici despre respectiv. Modul în care îți faci proiectul. Exact. Când vii doar cu o solicitare, doar cu o cerere formală în care spui două, trei cuvinte despre nevoile tale, nu e suficient. Trebuie un proiectel. Am venit în sprijinul cluburilor sportive. Anul trecut am avut o singură solicitare în baza legii 69 și aceea făcută cumva pe o singură pagină și necuprinzând toate detaliile de care aveam nevoie pentru a acorda respectiva finanțare. Anul acesta am început această discuție și întâlnire cu cluburile sportive, tocmai enunțând. Aceasta este hotărârea de Consiliul Local, aceasta este legea, aceasta este metodologia. Noi suntem deschiși să vă ajutăm, dar nu putem decât în condițiile astea și aici este nevoie de implicarea și munca dumneavoastră pentru a contura acele proiecte în baza respectivelor. Deci acolo, deci dacă înțeleg eu bine, vor fi 2 milioane de lei. Un milion și jumătate. În mod sigur. Am înțeles. 1,5 milioane. E o sumă mult mai mare față de ce era înainte. Și aici căutăm soluții spre a aduce această finanțare către 2 milioane, dar este foarte complicat astăzi să pot garanta această sumă. Cel puțin în această primă etapă vorbim despre această sumă. Mai vedem pe parcurs ce modificări apar în privința bugetului național pentru a compensa pierderile pe care bugetul local le-a suferit. Am discutat 30 de milioane numai așa, exact, dintr-un foc. Dintr-un foc. Dar nu s-au găsit soluții de compensare încă? Da, am primit garanții că vom primi cel puțin 66% din banii pe care am pierdut undeva în luna februarie, dar trebuie să... Și cum vor fi primiți din fond? Nu v-au spus de unde. E doar o informație. Este o informație similară cu aia că bugetul va strânge 40 de miliarde de lei în fiecare lună. Deci, dacă veți primi banii ăștia
cum se vor strânge 40 de miliarde de lei a lui Boloș în fiecare lună, s-ar putea să vă faceți bugetul fără ei. Da, eu vă doresc succes. În primul rând, mizăm pe eforturi proprii. Eu nu am mers cu mâna întinsă nici la guvern, nici în altă parte. Am muncit să scriem proiecte. Considerăm că aceștia sunt banii pe care îi putem investi cel mai eficient în viitorul orașului și sunt bani siguri, pentru că acolo depinde totul de capacitatea noastră de a implementa proiecte. Orice altă sursă e de bun augur, e bine primită, avem nevoie de resurse pentru a asigura dezvoltare, dar ne bazăm în primul rând pe resursele proprii. Cum zice și vorba liberală, prin noi înșine. Da, dar știți cum e liberalii când prin noi înșine au trebuit să dea niște legi înainte. Legea minelor și alte legi care au permis să faci politica prin noi înșine. Degeaba vrei să faci la Piatra Neamț politica prin noi înșine când moștenește o gaură imensă și trebuie să o acoperi tu din niște venituri care nu-ți permite. Care este diferența între situația de astăzi și situația de acum 8 ani, 6 ani, 4 ani? Păi nu este nicio diferență. Populația orașului nu a crescut, dimpotrivă s-a mai diminuat. Deci baza de impozitare nu a crescut. Datoria a scăzut puțin, doar ca efect al implicării pe care am avut-o în acest mandat, pentru că acum plătim 2 milioane ceva pe lună, da. Am achitat suplimentar tocmai pentru a reduce treptat presiunea datoriei publice. Și cu toate astea, acum vedem și cele mai mari șantiere și investiții în oraș. Vedem punți pietonale, podurile făcute de la zero, adică eu n-am spus că nu se face. Eu am spus doar că încerc să mă gândesc la ceva. Dacă noi n-am plătit 2 milioane, sau hai să luăm altfel, 24 de milioane de lei anual, mai mult cred că, pe datorie publică. Peste 30 de milioane. Peste 30 de milioane, da? Datorie publică. Gândiți-vă că am fi putut să punem, de exemplu, 10 milioane pentru proiecte de genul legea sportului, ONG-uri și alte chestii și să mai mergem cu încă 20 de milioane în niște investiții palpabile, mari, care să genereze dezvoltare. Să căutăm să găsim un loc și să facem toată infrastructura ca să atragem firme acolo, poate încet, încet găsim și noi o soluție să propunem relocarea unor unități care sunt în centrul orașului, unități industriale care au rămas în centrul orașului. Da. Și care nu mai funcționa eficient. Nu vor mai avea, au nevoie de aprovizionare, traficul nu mai permite. Da. Și poate se găsesc soluții pentru așa ceva cu beneficii de pentru toate părțile, inclusiv pentru administrația publică locală, ori pentru asta ai nevoie de bani, nu ai nevoie să drămuiești fiecare resursă. Și de asta eu când spun că prin noi înșine am reușit să facem datorii. Și tot în momentul în care a venit un proiect megalomanic, schimbăm Cozla și o facem Las Vegasul turismului mondial și am băgat niște bani acolo doar ca să-i păpăm și nu i-am băgat pe un proiect european, ci i-am băgat din împrumut și toată lumea era wow, ce o să fac acolo, nimeni n-a gândit. Bine, au fost și care au gândit și au spus că e o prostie. Asta a dus la situația de acum. De asta, în sensul ăsta m-am referit. E foarte adevărat. Eu pot să vin cu niște exemple și mai concrete. Dacă astăzi n-ar trebui să plătim peste 20 de milioane de lei, ca anul acesta, de fapt, tot spre 30 ajungem. 24, mi se pare, 26. Plus dobânzile. Cu 30 de milioane de lei, puneam în fiecare an la punct niște chestiuni foarte serioase. Făceam 4-5 săli de sport noi. Le reabilitam pe cele în lucru. Nu vreți să știți la discuția cu școlile asta vreau câți directori au punctat pe această nevoie cu reabilitarea sălilor de sport sau înființarea, realizarea de noi săli de sport. Avem aproape 50 de locuri de joacă din care am reușit să reparăm până acum,
să înlocuim, să să le mențineți în circuit. Să înființăm 6 locuri de joacă noi, să suntem în curs pentru alte 10, dar am desființat 12 și urmează să înlocuim minim 12 locuri de joacă. Cu 30 de milioane de lei le rezolvăm pe toate și nu le rezolvăm într-o manieră și rapid. De peticeală sau de nu știu, vopsit sau înlocuit niște scânduri, ci modernizate la propriu și crescut gradul de siguranță pentru și conformitate pentru copii. Dar asta este realitatea. Și prin noi înșine trebuie să rezolvăm acele probleme pe care ni le-am creat până la urmă singuri, că nu ne-a împins nimeni. Băi, lăsați. Acum, că tot ați atins subiectul săl de sport, noi am remarcat un lucru. La întâlnirea pe sport, directorul de la LPS, parcă așa, da. Directorul de la LPS a zis, domnule, trebuie să rezolvăm problema cu un teren de sport pentru cei 1000 de elevi de acolo. Bine, la LPS mai trebuie rezolvate niște probleme. Cu ținutul orelor mai trebuie rezolvate probleme, cu prezența, cu alte lucruri, dar, într-adevăr, domnul director are o problemă. Lucru valabil. A venit la întâlnire după, că a zis că vă întâlniți după aceea. Da. Și am punctat, am identificat această nevoie. E drept că nu e neapărat prima dată când o spune, când vorbește despre nevoile de a asigura baza de pregătire pentru sportivi. E prima dată când a spus-o mai apăsată, însă și mai convingător, și căutăm soluții. Știți cum stăm cu terenurile prin oraș, știți cum stăm cu banii pe de altă parte și mai știți cum stăm și cu majoritatea în Consiliul Local. Toți acești factori contează enorm de mult în a asigura terenul pentru extinderea bazei sportive și... Ca să spunem așa, să ne adaptăm vremuri, timpului de afară, majoritatea e pe un derdeluș, așa. E ușor alunecoasă. Sper că nu sunt primarul de la Iași să fac confuzii. Mă rog, să încurc literele. Da. Deci, asta este un subiect. Apropo de cum poate funcționa un liceu de sportiv, în condițiile în care copiii trebuie să facă ore de sport la clubul sportiv care e la o distanță, au o bază sportivă în partea cealaltă, în Dărmănești, și se mai duc pe unde mai pot. Pe de altă parte, am văzut poziția domnului Anton de la clubul de fotbal Ceahlău, care a venit cu o cerință a federației, care și ăia s-au trezit că parcă trăiesc în Las Vegas, bine, ei trăiesc în Las Vegas cu salariile, în Las Vegas, și au zis, domne, trebuie să veniți cu dovada că aveți concesionat sau închiriat o bază pentru Academia de Copii și Juniori. Bineînțeles că răspunsul a venit teleghidat. Nu putem să facem licitație mai puțin de 2 luni de zile. Minim 80 de zile. Acesta este calendarul legal. Noi nu putem scurta deci trăim mai mult de într-o lume a birocrației și a hârtiilor. Nu se poate face bugetul, că la național întârzie, nu se poate asta face. Asta ne condiționează, da? Și ne întârzie foarte mult în proiecte, pentru că nu poți trece la următorul pas dacă nu ai o hârtie. Da. Și pentru a avea hârtia respectivă, trebuie să mai ții și în consultare publică 30 de zile lucrătoare, care înseamnă aproape vreo 42-43 de zile, în funcție de cum pică sâmbetele și duminicile. Cam asta e situația. Da, dar putem să ocolim legea? Dar nu pot asuma eu așa ceva. Știți că fac din când în când o emisiune și spun să vă enervați. Enervați-vă că aveți de ce. Uite, eu sunt nervos, ați vorbit de sala de sport. Domnul director de la LPS a vorbit, domnule, n-avem teren. Domnul director, dar sala aveți? Am și întrebat, am și discutat despre situația aveți. Sării. Ați ieșit până acum să vă legați cu lanțuri de sala aia de acolo care stă, care este de mai bine de 10 ani. Monstruoasă și stă acolo nefăcută, v-ați dus la minister să cereți finanțare, că prin LPS se face, prin inspectorat, dar LPS e cel cu cheltuielile. Da? Au venit bani după știința mea și s-au dus înapoi într-un an. Dar sala avem?
Ce facem cu sala aia? Că este un monstru. Ați mărit impozitele la clădiri neîngrijite. Sala aia are impozitul mărit? Nu, pentru că este clădirea aparținând domeniului public. Și atunci pe domeniul public. Și atunci domeniul public este, cum să spun eu, protejat. Eu să fiu în locul ăla care le-ați mărit impozitul, aș veni și aș zice, bă, stați un pic. Faceți-vă curat la voi prima dată și după aia veniți clădirea la mine. Din exterior nu arată atât de... Vai de mine, eu trec în fiecare zi pe acolo. Deci este un pericol public și în exterior și în interior, unde din când în când mai vezi că iese fum pe niște geamuri care lipsesc. Și dacă te duci și mai cauți înăuntru, mai găsești resturi de sticlă, în cazuri fericite. În cazuri fericite. Da. Eu nu cred că există. Am intrat pază în acea clădire acum multă vreme ca să văd în ce condiții se prezintă. Am vorbit la minister de câteva ori pentru a o prelua. Și nu vor? Ne-au promis că se vor preocupa ei de continuarea lucrărilor. Și s-au ocupat. După cum. Deci acolo ar fi o sală de sport modernă, pentru că ea este peste un teren de sport care exista acolo și care a fost distrus, un teren de sport cu tribună, cu vestiare era. Și ca să facem noi o investiție, să mai pape și gura noastră ceva, au distrus terenul ăla de sport și au făcut sală, care nici acum, nici nu știu, cred că sunt vreo 12-14 ani de când se discută. Și asta zic, haideți odată să discutăm problema spațiilor sportive din orașul ăsta într-o dezbatere publică, dar să se vină cu directorii, cu ca toți, să vorbim totodată despre ce se întâmplă astăzi. Se întâmplă investiții fără precedent în educație, de la creșe, grădinițe, școli, licee. Și acum le vrem pe toate, și săl de sport noi, și am pus în proiectare sala de sport pentru școala numărul 2. Doamna director insistă că o vrea cât de repede, să batem din degete și să o avem. E puțin imposibil. Adică trebuia să strigăm pentru lucrurile astea de mulți ani de zile. Acum, pentru a le avea astăzi. Să vă spun ceva, probabil că s-a mai spus, dar n-au fost băgați în seamă. Eu sunt de acord, dar acum... Când nu poți să le faci acum. Nu avem cum să le facem. Dar sala aceea de sport ar trebui să devină o prioritate... Pentru că este cea mai mare școală din oraș. E cea mai mare, adică nu numai acolo, și sala începută. Dom'le, este o sală începută. Doamne iartă-mă, chiar nu se poate face un lobby de la nivelul liceului, inspectoratului, după aceea autoritate publică locală, parlamentari și tot ce mai este, și să se adune toți la un loc și să zică, bă, hai să rezolvăm pata asta pe imaginea orașului, că este jenant pentru toți. Și tot așa. Domnul primar, revenind la partea cu sportul, care a fost reacția șefilor de cluburi apropo de legea sportului? Pentru că asta presupune pentru ei o muncă în plus și un pic mai mult... Nu mai multă muncă decât o presupune un proiect pe legea 350. Dar nu e mai multă responsabilitate la decontare? Asta e, exact. Există această responsabilitate la decontare, dar nu că e de asta... mai mare decât pe legea 350. Trebuie. Există legea 69, vine cu niște avantaje și beneficii mult mai consistente pentru cluburile sportive, pentru că calendarul nu mai este atât de complicat. Dacă mergem pe concurs de proiecte pe legea 350, noi trebuie să intrăm în consultare cam prin aprilie, publică o perioadă. Nu? Cam prin aprilie. Durează minim o lună consultarea publică și mai durează o lună de punerea de proiecte și după aia două săptămâni cel puțin de evaluare. Deci ajungem undeva prin aprilie-mai cu implementarea efectivă. S-a terminat campionatul. Semnarea contractelor de finanțare și alocarea banilor. Nu se va face 100% da, din start, ci venim cu o, doar în bază de decont și cu un avans de, nu mai știu, 10% dacă nu mă înșel. Deci, este mult mai în avantajul cluburilor sportive să vină cu un proiectel pe legea 69. Intrăm în această fază doar în urma unui simplu anunț public, imediat după adoptarea bugetului local. Nu mai este nevoie de această perioadă atât de lungă pentru consultare publică, depunere de proiecte și evaluare. Ci intrăm direct în evaluarea proiectelor depuse.
și primesc banii integral de la bun început, rămânând ca până la finalul anului să vină, să deconteze și vor da banii pe care nu-i justifică înapoi. Atât. Da. Au mai fost două momente, unul l-ați amintit dumneavoastră apropo de acuze făcute la adresa primăriei. Da, cam așa a sunat, mi s-a părut nedrept. Da, acela cu copiii cu dizabilități. Da. Dar mie mi-a plăcut și altceva. A venit un ONG la această discuție pe fonduri nerambursabile și a vorbit despre un spital sau ceva de genul clinică. Da. Da, este o... astăzi am programat întâlnirea cu doamna respectivă pentru a vedea exact care este nivelul de maturitate al acestei idei, ce demersuri s-au făcut până acum, care este, dacă este întocmită vreo documentație, vreo notă conceptuală, vreo temă de proiectare, dacă este identificat teren, care mai sunt actorii implicați în susținerea acestui proiect și așa mai departe. Da, nu știu. Să vedem, sunt foarte curios ce va ieși din chestia asta. Bun, acum să trecem la lucrurile noastre de zi cu zi. Ați dat un comunicat apropo de lucrările la conducta cu apă. Și am înțeles că nu pică schema cu realitatea. E o diferență de vreo 5 metri pentru punctul de racord sau ce se întâmplă acolo? Sus. Domnul Vălănescu, ce s-a întâmplat acolo? Mi se pare absurd dacă... Asta este logica unora. Mie mi se pare absurd ca primăria să meargă să escaveze, să verifice punctele date, reperele date de proprietarul conductelor sau de administratorul conductelor. Normal că în momentul în care mergem la o proiectare, să venim cu niște elemente de la care se pornește proiectarea respectivă, respectiv punctele în care se vor face racordurile, branșamentele, alea sunt date pe care le avem, evident, de la proprietarul rețelelor. Pentru că, da, noi vrem să facem o investiție, această nouă, această magistrală nouă de apă, și pentru a o conecta avem nevoie de niște repere, care este intrarea și ieșirea. Și ni s-au dat niște date complet eronate. Nu este nici responsabilitatea proiectantului că n-avea de unde să știe. El a lucrat pe datele pe care ni le-au furnizat alții. Nu este nici vina constructorului. El lucrează pe cotele și pe informațiile date din proiectul tehnic și din avizele obținute. Bun. Pot să merg să iau de urechi pe constructor? Nu, dar ideea este așa... pagubele, ghilimele, până la urmă. Le decontează, bineînțeles, primarul, că am și văzut tot felul de interpretări. Nu numai atâta. Și faptul că se fac intervenții în plus, toate costă. Faptul că avem o creștere a gradului de disconfort al celor care trec pe acolo, la fel. Lucrurile astea nici nu știu cum ar trebui până la urmă rezolvate. Probabil că ar trebui rezolvate cu penalități care să fie prinse în contractul care există între primărie, APASERV și după aceea între... Întâi vom face niște investigații ca să vedem dacă această eroare s-a făcut cu bună știință, da? Adică adică cred că e chiar prea credință. Nu pot să cred așa ceva. Sincer, nu pot să cred. Adică, am mai văzut la viața mea lucruri din astea și... Știți asta că este... eu sunt ăla care de obicei spun asta. Adică asta ar fi chiar o... Deci, asta trebuie investigat acum. Da. Cine de la proiectare, de la APASERV, a dat aceste date eronate și cu ce scop? Dacă a fost o eroare justificabilă, eu voi fi cel care voi zice că merită toleranță și clemență respectiva persoană. Dar dacă este o eroare intenționată tocmai pentru a genera acest disconfort în trafic, această întârziere... Atunci dați în judecată. Păi, dați în judecată. Vedeți, vin atât de des la dumneavoastră că am preluat ideile. Am însușit această abordare. Păi nu, da. Deci este absolut incredibil să întâmple. Deci asta așa ne ceva. Costă timp, bani, nervi. Și cine decontează toate aceste probleme? De unde banii pentru continuarea lucrărilor, pentru întârzierile generate? Constructorul nu are nicio responsabilitate să-și însușească el aceste cheltuieli. Nici proiectantul. Cine rămâne să fie bun de plată dacă nu tragem la răspundere
pe cei vinovați. Bun. Ce noutăți mai aveți cu lucrările din oraș în momentul acesta? Alea care au implicare directă în ce se întâmplă. De exemplu, începem cu creșele, că am văzut că sunt probleme. Ce se întâmplă cu creșele? Cu cele două creșe care se construiesc în spatele sălii polivalente și merg foarte bine. Da. Au un avans de câteva luni. Cu cel puțin 4 luni înainte de finalizarea termenului de maturitatea termenului de execuție se recepționează clădirile. Am înțeles. Și celelalte care erau în construcție s-au pornit, s-au rezolvat? Avem o creșă pe care o facem pe buget local. Acolo, da, suntem în mare întârziere. Da, suntem în întârziere pe una dintre creșe, aveți dreptate. Se mișcă foarte greu. Sunt cauze obiective sau subiective? Și. Și. Dar nu intru acum în detalii cu permisiunea dumneavoastră. O să încercăm noi să obținem niște detalii, ca să spun așa, să vedem. De ce? Interesează foarte mult. Și acum vă rog să-mi deslușiți un mister. Am publicat săptămâna trecută în Mesagerul despre școala și grădinița construite prin grija primăriei în cartierul Speranța. Și am vrut eu să-mi deslușesc un mister, dacă ele au fost proiectate și construite cu sau fără gard. Da. De ce? Că eu știu că, de obicei, când faci o construcție, o și delimitez și o și protejez după aceea. Da, nu, acolo trebuie să fie o comunitate deschisă care... Nu s-au proiectat cu gard. Ați primit, cred că, informația. Am primit, am publicat-o. Deci, eu nu pot să înțeleg. Au fost 2 etape de construcție acolo. S-a construit într-o... 11 ani. Mai mult. Unul 20 și unul 15 de la începuturi. Deci 20 de ani se construiește o școală și 15 ani se construiește o grădiniță. Și s-a construit într-o primă etapă cu niște fonduri, după aceea cu alte fonduri. Nici prima dată, nici a doua oară când s-a dat autorizația, nimeni n-a zis nimic. Bă, n-avem gard. Și ce mă lasă pe mine perplex și rece este că... Dar atunci ați întrebat de gard? Când... Da, cine a văzut proiectul? Cine a văzut proiectul? Că proiectele astea, știți cum sunt. Și ați întrebat de gard când ați văzut că apare gardul după ce s-a construit școala. Exact. Adică păi, nu-i logic. Când am încercat să îndreptăm această păi da. Da. Și de asta cumva... spun, măcar de acum înainte, putem spera că vom avea garduri sau, mă rog, delimitări la ceea ce facem? Pentru că mi se pare... Apropo, cele două creșe au garduri? Să vă întrebați, să-mi fixeze dacă au garduri. Eu, din câte știu, au... Sunt construcții pe proiecte tip ale Ministerului Dezvoltării, gestionate prin Compania Națională Am de înțeles. Investiții. Am înțeles, o să vedem. Nu... Eu cred că ne trezim tot fără garduri. Delimitarea este făcută deja acolo, pe cele 3 laturi fiind un zid de sprijin de 4 metri înălțime. Deci, știți că există un folclor în oraș pe construcțiile, în special cele școlare care circulă. De exemplu, sunt oameni care se duc în școli și spun, domnule, stați liniștiți că anul ăsta nu se termină construcțiile. Și se întâmplă asta în zona, stați liniștiți că știu eu că nu se termină. Știți care este cea mai bună formă de a demonta aceste porniri ale unora? Care probabil vor să agite spiritele, să genereze panică, neîncredere, îndoială. Adevărul. Când vom vedea copiii în clase, mai devreme decât zic respectivele personaje, deși uneori stau și mă întreb ce că în luptă. Unele responsabilități revin primăriei pentru autorizația, emiterea vizelor și autorizației de funcționare pentru un corp de clădire al unei școli. Dar, scuzați puțin. Nicio problemă. Dar există responsabilități care revin și inspectoratului și școlii. Și tare aș vrea
să ne asigurăm fiecare activitățile din curtea proprie la momentul potrivit pentru a nu genera întârzieri în obținerea acestor avize și autorizații. Dacă o școală, o clădire este terminată și există toate lucrurile din proiectul tehnic, da? Există toate lucrurile care erau în sarcina primăriei, există acolo și mai lipsesc doar elementele de precuzită sau de dotare pe care trebuie să le asigure școala, cred că este puțin eronat și aș vrea să ajungem să vedem beneficiul pentru copii și să ne dăm toată silința pentru copii și pentru profesori să-și desfășoare activitatea în condițiile cele mai bune. Pentru ei facem toate aceste eforturi. Da. Eu m-am uitat pe buget, așa cât am văzut acolo, și am văzut ce efort imens vine din zona aceea a cheltuielilor suplimentare pe proiecte în execuție. Adică undeva, să mă corectați dacă am greșit, 40 ceva de milioane de lei? 48 de milioane de lei. 48 de milioane de lei. Adică o sumă imensă care vine ca un efort suplimentar. Deci banii ăștia trebuie să-i scoți practic, să-i asiguri din buget. O parte s-au cheltuit, bineînțeles, nu discutăm. Da, domnul Bălănescu, situația asta este generată de întârzierile în demararea proiectului, erorile de proiectare făcute înainte. Da, asta este realitatea. Am încercat din răsputeri să corectăm aceste erori. Nu vorbesc cu plăcere despre ele, nu le ascund, nu le bag sub preș, dimpotrivă, încercăm să le corectăm. Aceste erori de atunci ne costă astăzi. Asta este. Dar n-avem, nu veți auzi vreodată din gura mea că aceste proiecte sunt rele. Sunt proiecte de care orașul nostru are nevoie ca de aer. Pentru că altfel, bugetul de investiții pentru Piatra Neamț și șansele ca orașul nostru să se dezvolte ar fi zero. Unul la mână. Pentru că nu am fi absorbit niciun ban din porul trecut. Doi la mână, pentru că incapacitatea administrativă demonstrată cu vârf și îndesat pentru că n-ai atras bani atunci, n-ai cum să demonstrezi acum că ești în stare. Și nu poți livra pe obiectivele noi ale Uniunii Europene care vine cu continuitatea. Dacă îmi dați voie, acesta este, deja. Acesta, din punctul meu de vedere, este singurul argument valabil. Deci ăsta este singurul argument valabil pentru aceste proiecte. Nu vorbesc de școli aici. Aici cu școlile lucrurile sunt clare. Da. Trebuie acolo făcute. Chiar nu. Nu discutăm școli. Eu există nu proiecte pe care le-am început prea târziu pentru că au fost evaluate târziu. Aici nu discutăm. Aici e clar că trebuie făcut și nu discutăm. Da. Eu vorbesc de proiectele astea mari de infrastructură. Ăsta este argumentul singurul din punctul meu de vedere valabil. Dacă nu făceam și nu plângeam niște bani, nu puteam să mergem mai departe. Credeam 52 de milioane de euro. Eu vă rog, eu vă rog foarte mult să aveți grijă ca acele cheltuieli neeligibile care vor fi pe proiectele viitoare să fie, cum să spun eu, nu daună totală. Adică să fie mici, proiectele să fie nu proiecte și proiect. Studiile să fie studii. Domnul Bălănescu, sunt convins că aveți experiență inclusiv personală cu implementarea de proiecte și știți ce înseamnă un proiect și că acela întotdeauna interferează cu situații neprevăzute în proiect. Și pentru implementarea lui apar cheltuieli pe care n-ai cum să le anticipezi. Absolut. Alea se duc direct în cheltuieli neeligibile. Diferența între faptul că acestea pot fi minime dacă te apuci la timp de proiectare și imediat de execuție pentru a nu apărea situații care să... pentru că timpul lucrează și degradează o clădire sau influențează modificarea unor costuri. Toate acelea se duc pe cheltuieli neeligibile dacă nu te apuci la timp de lucru. Noi nu am întârziat în derularea unui proiect. Pe PNRR
suntem în toate termene, pe toate proiectele în termene. Pe noul POR ne-am apucat deja de treabă și lucrăm la partea de proiectare și elaborarea documentațiilor care sunt parte integrantă a celor de finanțare și imediat ce avem elaborate documentațiile, mergem și obținem banii și lansăm în licitație execuția lucrărilor sau proiectare plus execuție în funcție de program. Cam așa stau lucrurile. Și în al doilea rând, trebuie să mai vorbim despre un lucru cât se poate de obiectiv. 10 ani de zile, primăria pe care o conduc astăzi, da, deci înaintea mandatului meu, nu a implementat proiecte. Nu avea această cultură a implementării investițiilor de anvergură. Astăzi avem nu doar experiența, avem lecțiile, da? ne-am tras chiar o grămadă de lecții din teren, din situațiile care ne-au costat imagine, stres, nervi. Nu vă imaginați că nu sunt colegi pe care îi trimit noaptea să verifice ce au făcut ziua. Dacă este corect ce s-a întâmplat acolo. Lucrurile astea ne generează o cultură, o experiență și ne dau șansa de a preveni următoarele situații neplăcute. Avem această cultură acum. Pe viitoarele proiecte de mobilitate nu veți mai vedea separatoarele de benzi în felul în care au fost acestea proiectate pe proiectele pe care le-am finalizat anul trecut. Nu veți mai vedea pe Traian și Decebal separatoare de benzi, deși proiectul e făcut în aceeași perioadă. Avem dovada empirică că acestea nu duc la rezultatul pentru care au fost proiectate. Da, este clar că acolo a fost o greșeală, nu mai discut. Adică s-a luat greșeală a proiectantului. Exact. O greșeală de nu știu, lipsă de concentrare pentru identificarea celor mai bune soluții pentru Piatra Neamț, pentru că nu poți pe un drum cu plățimea de 12 metri de la o bordură la alta, care mai are și funcțiunea de variantă pentru oraș, nu poți să pui astfel de separatoare. Ne-a demonstrat realitatea. Eu, care a trebuit să fiu avocatul acestei soluții tehnice pentru că toată lumea zicea că nu se poate alta și este singura șansă, trebuia să mergem până la capăt să demonstrăm că este adevărat. Proiectul, da. S-a arătat că nu are cum să funcționeze. Domnul primar, haideți să discutăm foarte pe scurt și vreau să și răspundem la câteva întrebări, dar înainte. În momentul acesta, de exemplu, funcționează partea de servicii din zona PubliServ, că s-au produs niște schimbări. Salubrița s-a pierdut o parte în activitate. Cum sunteți mulțumit de cum a funcționat treaba? Eu personal sunt conștient de migrarea acestei activități, dar în oraș eu nu am văzut vreun alt efect. N-aș zice neapărat că funcționează mai bine astăzi, dar nu am văzut niciun declin, nicio decădere a calității acestor servicii. Pentru că este aceeași echipă care practic asigură curățenia, da. Este doar în acte, că au rămas și în aceeași locație. Exact. Da. Da, deci s-au schimbat doar emitentul facturii către primărie, da. Să zicem. Eu m-am săturat să tot întreb de urban. Ce se întâmplă? Mai știți ceva de procesul lor cu ieșirea din insolvență? Știu că s-a încheiat procesul care bloca în insolvență urbană. Și cum s-a încheiat? Favorabil primăriei. Și acum deci ar trebui să se finalizeze teoretic? Acum și ar trebui ca judecătorul sindic să constate îndeplinirea planului de reorganizare. Condițiilor din planul ce de reorganizare. Ce am observat, dacă poate greșesc eu în proiectul de buget, am văzut că la spații verzi a crescut suma pentru anul acesta. Da, adică aproape chiar s-a dublat. Este și normal. De unde vine această... Din nevoile pe care mi le-au transmis în mod direct cetățenii. Nevoia de modernizare a spațiilor verzi. După 3 ani
în care ne-am prioritizat pe punțile pietonale, le-am pus la punct. Mai este doar asta de la 8 martie, da, care, unde avem deja contract semnat pentru demolare și construirea unei punți pietonale noi. În rest, în prima jumătate a anului vom avea finalizate tot ce înseamnă, mă refer în special la Bulevardul Traian și Decebal. Și asta ne obligă ca anul acesta să facem următorul pas în regândirea spațiilor verzi și a zonelor de promenade. Această regândire a spațiilor verzi se va face tot cu o societate a primăriei sau se vor face proiecte? Mixt. Și-și. Și-și. Da. Dacă mi s-a părut saltul foarte mare și mă gândeam să nu fie o modalitate prin care să fie acolo menținut. Sunt bani inclusiv pentru reamenajări pe Cozla. A, da. Deci să nu fie, am zis să nu fie o modalitate, ca să spunem așa, semi-ocultă de susținut urbanul în mod artificial. Nu. Nu e această înclinație spre a salva pielea cuiva sau unei societăți. Pe noi ne interesează rezultatul final. Și acesta... Era logică întrebarea. Sigur că da, și chiar mă bucur că ați pus această întrebare tocmai pentru a elimina din start eventualele urme de îndoială asupra obiectivului final. Deci, ne interesează să punem la punct ce avem pe vârful Cozla, după ce am scos telegondola din insolvență, ca să rămânem în termeni juridici. Mai calc și eu din când în când în insolvență. Am decis că trebuie făcut acolo niște lucruri. Dar deocamdată nu... Deci... Cum stăm cu conducerea? S-a ales o conducere? Nu, s-a făcut undeva concurs? În toamnă vom avea, pentru că este o perioadă de 7 luni în care trebuie să demarăm toate procedurile pentru nou Consiliu de Administrație, e AGA și așa mai departe. M-aș bucura tare mult, și asta nu se referă numai la primărie. Vom avea un proiect de hotărâre prin care prelungim contractul administratorului actual. Tot așa, pentru a merge pe o formulă de eficiență, pentru că el este, asigură conducerea tehnică a societății și în toată această perioadă de când a fost administrator special, a ținut și activitatea administrativă a societății. Da. Ce se întâmplă cu Salubritas? Salubritas are temă redimensionarea activităților, în așa fel încât să ne demonstreze că este o societate viabilă și am convingerea că va deveni una, mai ales în condițiile în care analizăm reorganizarea activităților Salubritas locativ urban. Și asta înseamnă, așa ca să mă dau eu seama... Din aceste 3 societăți vom mai avea cel mult 2. Eu aș prefera să scoateți cel mult, să Da, mă rog. Eu zic că trebuie să rămână acolo cel mult, că acel cel mult contează foarte mult. Așa. Bun, haideți să deci, ne uităm. Avem o gândire pragmatică pe eficiența acestor societăți. Ce regret este că am așteptat foarte mult acest plan din partea locativului și acest plan nu a ajuns până astăzi și nici nu are cum să ajungă mai departe. Domnul primar, deci... scuzați-mă, locativul este o creație artificială care trebuia de mult găsită o soluție. Îmi pare rău că nu s-a ajuns la o soluție când trebuia atunci, că chestia aia că nu putem să gestionăm nu există. Dar, mă rog, și acum nu e târziu. Este o creație artificială care a fost făcută să toace bani. Da. A fost făcută să toace bani, să dea niște salarii la niște... Îmi aduc aminte că era un director care, în momentul când l-am întrebat, dar ce e care? M-a pus partidul. Și ce faci tu? Păi, ce să fac? Deci, vreau ca oamenii care asigură aceste activități
să nu intre în panică. Mă refer la cei care își fac treaba. Domnul primar, nu intră în panică. Ei au văzut. Eu am mai trecut prin astea și știu cum se agită spiritele și cum știți încearcă cine unii intră să în panică? Știți cine intră în panică? Ăia care au venit și au fost puși acolo de partide. Ei, ăia intră n-au în panică. Și ăia o să sune. Eu și mă sună. Refer la instalatorul care își face treaba. Ăia. La omul care... E la firul ierbii, își face datoria pentru a lua la final. Dar ai nevoie de oameni. Păi aceea vreau să-i asigur că n-au niciun motiv de îngrijorare, pentru că acele activități trebuie asigurate în continuare. Și cu cine altcineva putem să le ducem? Cu cei care știu. Cu cei care le cunosc cel mai bine. Mi se pare corect. Un subiect pe care eu nu-l stăpânesc, recunosc, și nici nu știu, dar până așa cum e, bună dimineața, la ce concluzie s-a ajuns cu proprietarul pentru școala din Ciritei? Nu stăpâne subiectul, nu știu despre ce e vorba. Proprietarul școlii din Ciritei? Da, asta zic. Eu știu că proprietarul școlii din Ciritei este primăria. E de asta zic, nu stăpâne subiectul și probabil că cineva ori știe mai mult decât știu eu, ori... Pune o întrebare teleghidată. E chiar domeniul public, nu e un proprietar. Atunci, haideți, ce-i cu școala din Ciritei? Da, este o clădire nefuncțională, o clădire care prezintă foarte multe riscuri. Cred că avem o expertiză tehnică acolo, dar avem alte urgențe și priorități. Am încercat la un moment dat alocarea unor bani pentru repararea acelei clădiri, bani care nu ajungeau. Un spațiu foarte mare? E o curte destul de mare și o clădire. No, mă gândeam că poate fi folosită la altceva. La depozitare a mai fost folosită din ce rețin eu de la colegi. Am înțeles. Apropo de legea sportului, domnul Mihăiță Stele a fost voleibolist, din câte știu eu, voleibolist. Pe legea 69 intră doar două cluburi, spune el, LPS și Club Sportiv Ceahlău. Nu, și cluburile private pot fi. Da. Deci, e bine să facem această metodologia și este foarte clar acolo. Din lege extras, din normele de aplicare. Am înțeles. Întreabă domnul Petru, ar trebui ca tineretul și copiii orașului, apropo de sala de sport de la LPS, să se revolte cu ghilimele pentru a sesiza direct guvernul. Eu zic că ar trebui să fie niște ONG-uri din astea care sunt sportive prin denumirea lor și ar trebui să sprijine demersurile pentru alocarea de fonduri pentru așa ceva. Da, domnul primar, agenda pentru săptămâna viitoare care ar fi până ne vedea din nou la primărie? Continuă dezbaterile. Dezbateri avem mâine la prânz cu mediul de afaceri. Dezbaterea continuă. Cetățenii au la îndemână canalele oficiale. S-au primit ceva amendamente până acum? Am văzut cei de la HAM au făcut un amendament. Încă nu am aruncat nicio privire pe propuneri. Așteptați dezbateri. Aștept întâi să se întâmplă efectiv aceste evenimente publice, unde este binevenit să participe oricine, trebuie doar să intre pe un link de înscriere. Așteptăm propuneri în continuare. Săptămâna viitoare vom evalua toate comentariile și obiecțiile formulate la proiectul de buget. Și pe data de 12 februarie, cel mai probabil, vom avea o ședință extraordinară pentru adoptarea bugetului. Nu prea vreau să fac politică în emisiunea asta care ține de primărie, dar sunt obligat să vă întreb ceva. Ați văzut că sunt frământări la momentul ăsta în partide. Ceva, tot, poftim? Tot de cofetărie vreți să vorbiți? Nu vorbesc de cofetărie aici, nu. Mă scuzați, nu, eu... Nu am avut un deja viu. Știu că în PNL, când vorbesc despre cofetărie, deja începe să creeze așa o stare. Dar vreau să vă zic că nu. Am văzut că o parte dintre consilieri de la partidele mici și-au declarat sprijinul pentru PSD. Lucrul ăsta poate continua.
ceea ce poate genera în consilii, și nu vorbesc mai despre, dar acum vorbim despre Consiliul Municipal, o anumită stare de lucruri pornind de la majoritatea, care oricum nu este una extrem de largă. Mai sunt câteva luni și se poate întâmpla lucrul ăsta. Ați luat în calcul lucrurile acestea? Toate calculele, și am luat în calcul toate variantele posibile încă de la început de mandat, unde ne-am asumat și această posibilitate de a fi nevoit să lucrez cu un consiliu ostil. Dacă până într-acolo ne va împinge politica și parcursul unui an care se anunță unul extrem de agitat din acest punct de vedere, eu sunt dispus să sacrific tot. Dar în niciun caz nu cred că vorbim de proiectele de dezvoltare Știți al de orașului. Ce v-am întrebat? Pentru că am încredere, în limitele pe care politica ar trebui să le aibă. Vă referiți la anunțul făcut cu privire nu la... Nu numai, că probabil vor mai urma și altele. Deci, după cum v-am zis, am luat în calcul toate posibilitățile. Eu sper că până la final de mandat ne vom face treaba cu dedicare în slujba în sensul jurământului depus. Și cred că această datorie o au nu doar primarul și viceprimarii, ci toți consilierii locali. Eu mă bazez pe faptul că această majoritate va funcționa până în ultima secundă a mandatului acesta. Acestea fiind spuse, rămânem cu aceeași speranță, rămânem să vedem bugetul și eu m-aș bucura enorm să vină de la cetățeni foarte multe amendamente la buget care să fie măcar luate în seamă și discutate, dacă nu întotdeauna și operate în interiorul bugetului. Mulțumim pentru participarea la emisiune. Eu vă mulțumesc pentru începutul de zi și urez tuturor o zi minunată în continuare. La fel tuturor, numai bine, să ne vedem mâine dimineață într-o altă emisiune.